Nicole Sherry a spus da ieri în fața ofițerului de stare civilă, iar ea și Florin Popa s-au căsătorit. Înainte de a face marele pas, cei doi au intrat în biserică, acolo unde micuța Anastasia Maria, fiica lor, a fost botezată la cinci luni de la venirea pe lume, momentul a fost unul foarte emoționant, iar părinții au fost extrem de fericiți atunci când au creștinat-o pe fetița lor. Sub privirile apropiaților care au venit să le fie alături într-o zi atât de importantă pentru ei. După cele două evenimente a urmat bineînțeles și petrecerea, acolo unde totul a fost bine pus la punct și unde Nicole Sherry a radiat în brațele lui Florin Popa. Printre invitații care i-au încântat pe cei prezenți a fost Andra, care a transmis și un mesaj special pe scenă pentru prietena ei, Nicole Sherry, dar și pentru proaspătul ei soț, precum și pentru fetița abia creștinată. Mă bucur că sunt aici pentru voi! Nu îl cunosc foarte bine pe soțul tău, dar mă gândesc că tata Sherry nu ar fi acceptat așa orice bărbat pentru tine. Deci mă gândesc că e de bine, că are toate calitățile, că altfel n-ar fi dat-o pe Nicole. Să fiți fericiți să vă trăiască minunea, Anastasia Maria, să vă trăiască nașii de botez, nașii de cununie. Am o mare dragoste, am un mare respect pentru Nicole, a spus Andra pe scenă.